Facem documentarul cu Moș Ghiță aici. Da, vreți. Să vedem cum se gospodărește Moș Ghiță. Hai să intrăm aici. Hai. Poftiți, poftiți, Matei. Matei, Victor, Teo. Da, da. Hai să vedem. Eu am scos șaua și o preche de desaj. Mai am o preche. Ia uitați asta. Uu, de ce ești? Să fii sănătos. Mulțumim. Ia uite aici pâine mare. Ce fel de pâine e asta? De la pup. Pup are brutărie particulară. Brutărie. Stai. Nu, uite că e deja tăiat. Ia uite cărnații aici. Îți plac? Uite cum se stau la... Da. Da, la copii și pape. Poftiți. Cuțit? Le dăm, le dăm. Stați așa. Victoraș, tu vrei puțină pâinică. Vine-o cu aici. Uitați asta, pita mea, ca să luăm ăștia de dincolo. Deci asta e cu murături aici? Da, și găleata cu carne e aici. Cu untură, este carne în untură? Da, untură. Asta este brânză. Brânză să luați să serviți. Da. Dragii lui Moșu, haideți la Moșu. Luați linguri, dă-le, spune-le dumitare. Da. Că... Unde este slana? Ia uite aici slana. Și aici, sus acățată. Te mai dăm câte un fum să nu atace musca. Da, o afumați din când în când ca să nu... Da, da. Tati, nu mâncați gol, luați aici. Linguri, furtiță. Și ai, în astea ce aveți dumneavoastră aici? Tot așa murături sau? Aia, într-una e sare, într-una zahăr. Sare, copii, zahăr. Aici aveți friptură, tot așa, garniță de asta. Da, da, astea nu de la pupe, de la bătrâna mea de acasă. De acasă, de la da, bătrâna. Că stă mai mult. De la soția dumneavoastră. De la soția mea. Să vă trăiască. Și să o pupe tata și ai dumneavoastră să vă trăiască. Doamne, nu, haideți. Haideți la mâncare. Nu mâncați pită goală, că nu-i. Stai așa că eu am greșit ceva. Poate copiii nu mâncă carne. Uitați, am margarină cu dulceață. Nu, astea le-am dat. Victor, vină la tata aici. Nu te bagi de aici. Vină cu tata. Hei! Brutus! Păi mă faci de rușine acum față de oameni. Nesâmțitule de tine. Victor, vină înăuntru. No. Hei, perde! Hei, costrani! Uitați, domnul, uitați spații de berghești. Cât sunt de bătrâni, uitați, pune bine. Marfa. De ce e vârsta ăștia? Apoi, 2, 4, 5 ani, 2. 2, 4, 5. Eu mi-am văzut, eu mi-am văzut de ei, domnul. Frumoși, sunt frumoși. Hei, berbe. Frumoși, berbeci. Uite, domnul Dani. Da. Ăsta e al meu. Uite. Are 140 de kg. Cântărit. Să vă trească. Mulțumesc și bine că ai tot ce te trage. Ia lui. Îl știți după... Da. Vai. Ia la Moșu! S-a roplit un pic la... Cu ce fiu mie? Atât de dragă-i fu la muierea aia. Atâta de dragă-i fu slanina agătată, știi? Tati, nu te fii. Da. Ferească-mă, Dumnezeu, eu duc o să... Hei, la vale, hei! Hei, berbec, hei! Strigă, tati, strigă așa, frumos, așa tare! Așa! Ia de la urmă tot, absolut! Așa, moșu, așa, mai! Mai jos, Victor! Să-i bage până aproape de câine. Pace, măi. Dă-i pace. Dă-i pace, că o ia. Dă-i pace. Ne-a la ticu, ne-a. Astea ce văd eu aici este... Ce? Nici la muzeu nu se... Pune-l la fum să nu borne musca. Da? Avem și noi. Asta e. Facem cum putem, nu cum vrem. Cum vrem, cum... Becuț, am
făcute frigărui, am tranșat cartea și am pus-o în baiți, piperi, vegeta, băia, peia, chimin și am lăsat-o că am știut că vin. Și am făcut dimineața, m-am sculat, am un frăgar mare înainte acasă. Să vezi, mintare ce grădină am înainte acasă. Am un butuc mare ca de masă și șase din drum și alalt. Tip de scaune. Da. Aia le-o trebuie lor. Le-am pus cojoase în spate, o venit Marek, fraumena și băiatul. O zis că, și am făcut o frigare mare. Am pus două, trei bucăți de carne, o bucățică de slănină, o bucățică de gogoșar și ei când s-au trezit și știi ce-au vrut să ăsta? Am adus șase baloți de paie. Șase baloți și am pus baloți jos. Ok, vezi? Da, aia, tata-te. Tati, băta asta o luăm la noi acasă, la Namea. Aia e de la, să spune, să vă aduceți aminte că e de la Moșu Ghiță. Da, da, da. Bătă de la Moșu Ghiță. Da, și am pus, am făcut patru de șase baloți de paie și eu și soția mea. Am pus o pătură să nu se bage paiele pe ei da. Și i-am coperit în cofoase. Știi ce le-o trebuie de aici? O pălărie de asta. Mm-hmm. N-am putut, că n-a fost târgul să le cumpăr un șerpar, un chimir lui. Și, dar Marie le-a făcut, am avut făcut ciorap de lână strinși, le-am dat pe noapte acolo. Mm-hmm. Am stat până la oră târzie. Mm-hmm. Eu dimineața, când au văzut ei, că alea-s crăcânile, alea-s ale mele. Am pus crăcânile, am făcut cafă la ceaun. Poți că nu uite niciodată frigările alea. Da. Cât o fi fost de bun. Ceva normal. Lor li s-a părut. Și noi la fel, și noi la fel. Tot ce ne dați aici dumneavoastră, tot ce ne spuneți, e greu să uiți, pentru că sunt niște trăiri, sunt niște amintiri care le trăiești, le simți. Nu e doar așa că ți aduce aminte, le și simți. Noi suntem, eu sunt mai la apus de carieră. Dar eu mă îngăta. Noi ne-o îngăta, dar rămână ăștia, da. Copiii ăștia-i noștri. Păi asta vrem să dăm steagul mai departe, să, da. Să fie sănătoși, nu doar așa fizic, să aibă și un moral sănătos, da. Să fie în legătură cu pământul, să înțeleagă valoarea adevărată a vieții simple. Sigur. Simplitatea vieții și frumusețea vieții simple. De ce crezi că noi că spune toată lumea, măi, ciobanii mor mai repede. Pentru că noi ne terminăm, păi dar totuși aerul pe noi ne ține, să știi. Păi dumneavoastră dormiți afară în aer liber și iarna cu șuba. Da. Și, aveți cuvântul meu de om, da. Că nu mint. Da. Vă schimb la picioare, am opinci. O poveste cu ursul, dacă puteți să bate-l, spun. Dumnezeu, când a venit ursul aici ultima oară? Făcut-vă patru nopți. Patru nopți. Și aseară l-am văzut. Stăteam acolo. Da. Stăteam acolo și l-am văzut ursoaica cu puii cum o trecut încolo. S-a uitat că a văzut berbeșe. Uh-huh. Câinii erau pe acolo, numai ăla care doarme lângă bagajă. Scosei o preche de dasaj și șaua. Ăia la altă prea grei nu i-am putut ridica. Numai smâncările omului. Și ați pierdut până acum berbeși de la urs? Niciun. La ăla care ne-ați arătat... Ăla mi l-a omorât, dar l-am scos. Adică, așa, și pe urmă l-au mâncat câinii, sau cum? Păi l-am berit, am oprit semnul, da. I-au făcut poză. Da. Păi deci ursul vine, că noi suntem în cămara lui. Da. Noi îl deranjăm. Da. Câți câini aveți aici, de ăștia? 7 de mari și ăștia 2 mici. 7 mari și 2 mici, da. Eu am câini acasă, domnul Dan, eu nu te mint. De ăștia mari? 3, da, Miorice. Miorice. Laica, Tașa. Da. Și Brutus. Mm-hmm. Brutus e, n-are un an și are 80 de kg, 70-80 kg. Da. E enorm. Are un lătrat de... Dar și ăștia-s credincioși. Da. Mie mi-e părut rău și de la care l-o mi-e părut rău. Foarte. Nu a fost vina mea. Da. Asta e. Se întâmplă. În lemn, cam eu îmi fac lucrurile acasă. Haizașul la casă. Lucrurile. Asta sunt oarecum normal. Asta. De lucru. Și ăștia aici și ăștia. Cum strângi la săcure, cum dai la furcă, cum dai la coasă. Nu așa, nu-s de dormit. Nu. Și de-aia dacă te știi... Să fii sănătos, Doamne. Mulțumesc. Ok, sunt adumit că nu m-am băgat. Bă, că nu oile... Câinile erau profițios. Pe și pe lângă mine. Că dacă erau câini aproape atunci, nu mă rupe.
S-o văd, mă bată Dumnezeu. E după ei. Atât o ajuns, nu fă mare. Avea pui sau ce? E, mă, dar după aia am văzut pui. Eu ce era atât. Dar gros. Și cum o ajuns, mi-a prins o aia cearge mea. Mi-a prins o tras o suie. Eu fiind aproape. Aia cu bătă. I-am dat o bătă peste nas. Și atunci o lăsat. O lăsat de oaie și s-o ridicat la mine. Când s-o ridicat a doua oară, ea s-a țupat cu botul ca ta mine. Eu când am dat cu bâta, eu am fost aproape, mie bâta din mână mi-a sărit. Când nu puteau ajunge, că oile s-au spariat, când nu puteau ajunge la mine. Aveam patru frați și mama lor pe Mariuța. Că numai la trau. Zberau și prindeau. M-am ridicat, că nu atunci am ne-o băgat de-a. M-am ridicat și am luat opceata. Și când am pleznit-o, atunci s-o luat. Și eu ce mi-a băgat, uitați-vă gerele după cap. Uitați-vă, fine. Uitați-vă, cam geara mai băgată pe acolo. Că de-aia mă și dor la plumă. Și m-a luat eu ce cam așa. Și m-a trasuie. Și atunci eu ce mi-a băgat, bat-o Dumnezeu. Mi-a băgat geara eu ce-a. Și m-a trasuie, dar n-a apucat să pună gura pe mine. Că câinii n-au ori ajuns câinii. Câinii după ce au ajunge, e de oi. Am chiluț. Eu ce mi-a băgat geara eu ce-a și omul. S-a dat cu mine și cum o dată niște bolovani mi-au rupt ieșul. M-am ridicat și așa și-a mai pus mâna pe o piatră și-a mai făcut-o. Și atunci o pus. Atunci o pus. S-a întors. O durut-o. O durut-o. Oaia o lăsat-o. O dat cu cățaua mea cu Mariuța. O dat, i-o rupt-o în catur. O dat, o rupt-o în catur cu ea. S-a ridicat și-o prins din o facea. Au! Prinde. Am dat să mă ridic. Că n-am fost plapând și nu-s crescut cu paia și la piepraf, cum ai zis tare. Am văzut că pișorul nu mai avea. Nu mai avut putere. Și... Uite, de pantaloni, și am strigat pe Marie, ori venit, n-am mai avut putere. O ajuns și ortacul, l-am lăsat să se spiele. O ajuns și-o fătut și el o bâtă, când a intrat cu... Întreabă pe toată lumea. Când a intrat cu botul în el, el a căzut bâta. Eu a făcut și ăsta o bâta. Un bătrân de-al nostru, de la Mehedinți. Însurat la Petroșai, la noi, Momârlan. O căzut cu mâna pe bâta, tot ce patru geajicele i-au rămas în știvi. Du-te, mă. Și cât e bâta de cun, că e groasă. Aproape că s-a rupea. Și dantul a luat. No, bun, m-a luat. Sângele s-a scurs. S-au dus, ori căutat acolo în parc, ori venit salva montiști, erau duși, că erau mulți turiști. Sângele s-a scurs. Zice că pișorul s-a umflat. S-a beat femurala. Când am ajuns eu la Hațăg, mi-au tăiat pantalonii. Sângele s-a dus, eu mi-am pierdut știința. 3 săptămâni. Ai stat în comă? Am stat de n-am știut nimic. Zice Maria mea, că era un aparat, era liniile alea, zice că faceau așa. În moment când s-a duce încolo, eram gata. Ori venit oameni și o bani de pe toți munță. Ori venit oameni, niște pocăiți de pe la Bărești, care mai aveau oi pe la mine, mi-au dat sânge. Că nu era. Din injecțiile alea tari, n-am mai simțit eu, mi-a oparit limba și fâlșile. Și după ce m-am trezit, când m-a curățat, că i-au băgat iar aici, dar păi când îmi băga niște clefte de m-a curățat acolo, zgeram, mi-au ajuns până în poși de țălăuz, că de-aia acum o să calichid-o acum, că de-aia merg eu, nu de dracu n-am fost eu niciodată, nu. Cum e mânuța lui? A venit și domnul Felix? A venit, da. O, el e sus acolo. Da. Te salut, domnule Felix. Mă, dar ce ham are copilul pe mânuță, mă.